de față, infrastructura, adică drumurile din comuna Mihai Bravo, din aproximativ 27 de kilometri drum comunal, am reușit să asfaltăm 12 kilometri, două proiecte a câte 6 kilometri, unul a fost pe fonduri europene, pe AFIR, și unul pe fonduri guvernamentale. Acum, în momentul de față, sunt asfaltate 100%, celălalt 90%, și avem implementate încă două proiecte care mai acoperă încă 17 km, unul pe AFIR de 5 km și unul pe CNI. Deja l-am depus, ne-a dat numărul de înregistrare, să vedem, poate să mai da drumul la vreo măsură și sperăm să acoperim toată suprafața de drum comunal din comună, care ar însemna 100%. Cu apă canal, avem pături, dar rețeaua de apă 100%, Mihai Bravo și satul nou 80% și au un singur bazin, fapt pentru care am implementat încă un proiect. Avem ridicările topo, studiu de fezabilitate și vrem ca să-l depunem, să vedem pe o măsură care urmează să dea drumul, pentru ca să putem să avem și la satul nou bazinul propriu, pompele proprii și să nu mai fie probleme pe timpul verii cu apa. Avem și proiectul cu gaze naturale împreună cu orașul Babadag și comuna Sarichioi în asociere pentru ca să putem să luăm punctajul necesar. Tot așa ne-am ocupat de cadastrare, ridicări topo, să lucrez la studiu de fezabilitate și să dăm bătaie mai departe ca să putem să îl depunem. Căminile culturale. Pe cultură avem 80% căminile culturale Mihai Bravo și Turda în derulare. Urmează satul nou, s-a licitat și căminul de la satul nou. Școala la Turda, avem depus popor, e licitat. Trebuie să dăm ordinul de începere, sper că săptămâna care vine o să apuce de lucrare. Grădinița de la Turda se lucrează, este în lucru, 80% s-a efectuat, grădiniță nouă, două parcuri, unul la Turda, care este finalizat, unul la Mihai Bravo, care este finalizat, urmează să face recepția și mai avem proiecte implementate pentru dispensar la Turda, care tot așa suntem în stadiu de studiu de fezabilitate. La Mihai Bravo am făcut cu finanțare proprie, am renovat dispensarul și cabinet stomatologic, fapt pentru care avem și medic stomatologic în comună. Reabilitarea sistemului de iluminat în comună de 100%, amenajarea sediului primăriei și amenajarea în curte, ceea ce stă în parc, pe zona șoselii am făcut rigole de scurgere, borduri, am plantat arbuști, flori, instalație de picurare, după cum o să și vedeți, construcții garaj pentru utilaje, am modernizat puțurile de apă, două le-am curățat, altele le-am făcut, sunt funcționabile, dar așa cum v-am zis, necesită un proiect nou ca să putem să fie fiecare sat cu aducțiunea lui. Susținerea cultelor, adică bisericile în toată comuna Bravo, Turda și satul nou, tot așa reparații și construirea capelelor la Mihai Bravo, satul nou, urmează la Turda și satul nou, urmează la Mihai Bravo și gardul la cimitir la Turda 80%, sperăm ca anul ăsta să-l terminăm 100%, la Bravo s-a făcut 100%. Și mai vin și la sat nou. Acum, proiecte în derulare, v-am zis, avem cel cu apă canal, gaze, mai avem modernizare stadion Turda, vrem și avem în lucru proiectul pentru implementare, cu tot așa, cu studiu, fezabilitate și tot ce trebuie, ca să-l depunem.
să vedem pe ce măsură s-o da drumul și restul de drumuri care am zis că urmează să le aprobe. Copiii în comună sunt în jur de 150 de copii, dar mai avem și la școala din comună, acum reabilitarea școlii și construire teren de joacă în curtea școlii. Azi, cu ocazia Sfântului Ilie, e hramul bisericii. Este foarte importantă ziua pentru noi și, nu în primul rând, bisericile, deoarece acolo sunt lăcașurile unde ne găsim liniștea, unde ne întâlnim și de fiecare dată când ți-e mai greu, îți aduce aminte că trebuie să te rogi sau să ajungi la biserică și asta trebuie să o susținem noi din punct de vedere a Consiliului Local. De aceea, atât bisericile, cât și toate obiectivele care le avem în comună, am, pe de-a lungul a trei mandate care le am, ăsta e al treilea, am ajutat, eu împreună cu Consiliul Local, la renovarea tuturor trei biserici din comună. Lăcașurile de cult trebuie susținute, că nu are cine decât comunitatea, oamenii și primăria, Consiliul Local. De aceea, preoții, de fiecare dată când e hramul bisericii, îi ajutăm. Care te poți pe scaunul cherubinului și nu se la primul și dragul Israel, că te sigurești tu și prostii să Dumnezeu a fericiților ctitori și binefăcători acestui sfânt locaș și a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor pomeni la sfântul jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Păcate, mă născut maica mea, că iată adevăr l-a iubit, cele mi-a arătat și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Și pe voi, pe toți, drept moritorilor și binecinstitorilor creștini, care v-ați învrednicit a lua parte la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Idolii noștri s-au transformat în grijile zilei de astăzi. S-au transformat în grija pentru ce vom mânca, sau pentru ce vom bea, sau pentru ce vom îmbrăca, sau pentru locul de muncă, sau pentru o casă cât mai frumoasă, sau pentru un pământ cât mai bine lucrat, sau pentru o mașină cât mai frumoasă și mai elegantă și mai confortabilă, sau pentru un veșmânt scump cu care ne înveșmântăm noi și copiii noștri. Aceștia sunt idolii zilelor noastre, pentru care, fără nicio ezitare, nici unii, nici alții, nu pregetăm să-L părăsim pe Dumnezeu. Și de aceea Ilie, care era fecior și la minte și la trup, l-a rugat pe Dumnezeu cu rugăciune fierbinte, arzând de focul dragostei către Dumnezeu, să trimită mânia sa asupra poporului și să arate prin el păcătosul, purtător de carne, de trup omenesc, cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Și așa a și făcut Dumnezeu, i-a ascultat ruga și n-a mai plouat pe pământ timp de 3 ani și 6 luni. Iată cât de mare și de însemnată este evlavia noastră pe care o avem la Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, cel la care ne rugăm atunci când este secetă, când este lipsa apei și a hranei pentru noi oamenii și pentru animale. Dar iată că anul acesta Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit pe toți și a răcorit pământul cu ploi la bună vreme și ar trebui să ne întoarcem cu toții și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a dat nouă. Astăzi am prăznuit pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament, cinstit foarte mult de credincioși. Este hramul bisericii noastre, de aceea este sărbătoarea are o amploare deosebită. Sătenii s-au ostenit să gătească masa de hram și toată sărbătoarea aceasta. Așa este obiceiul la noi de hram, să
primim musafiri de mai de aproape sau de departe. Sătenii sunt oameni cum se cade, oameni muncitori. De ce este important pentru comunități precum aceasta să rămână alături de credință și de Dumnezeu și de biserică? Biserica este stâlpul de bază al comunităților noastre. Satele localități s-au format în jurul bisericii, ca dovadă că în centrul comunității este Dumnezeu și alături de oameni care îi ocrotește și oamenii simt că Dumnezeu îi apără și îi ocrotește și de aceea sunt alături de biserică, iar biserica prin rugăciunile ei se roagă pentru credincioși, bineînțeles și sfaturi și toate celelalte rânduieli ale bisericii. Praznicile acestea sporesc credința și înalță pe omul la Dumnezeu.